Mireasă pentru fiul meu. Domnișoara a zis: a, bă, ce, și atâta zile ce să facem, noi să ne mai machiem? Și după aia la un moment dat: a, dar ce bine că îi se vede adevărat, îi se vede adevărată față nemachiat, că ei se referă la mine. Îi se vede ei adevărată față, că ne-am și buroasă, că trebuie să se uite la ce față de buroască are. Nu, ce ochi bucați are când e nemachiată și ce dinți strâng. Nu, dar și ea față. Are. Eu nu știu, dacă aș vedea o noapte pe stradă, m-aș speria de nemachiat. Dacă ar merge la o grădiniță nemachiată, zice copiii: mami, mami, i-au adus cineva sperietoarea de ciori. Cred că ar trebui să-și vadă mai mult de relația lor și poate să-i facă complimente Constantinei, nu să jignească alte fete din casă. Oana să-i vadă de treabă un pic. Că nu uite, competiția mai ține 3 luni și ne putem întâlni frumos afară vreodată. Atât eu cât și Laura am luat-o ca pe o amenințare. Dacă ei vor să ne caute la Bacău, respectiv Călăraș, nu au decât să o facă. Dar chiar n-am zis, am zis de mult. Eu cred că a fost o aluzie la Constantina. Că am fi spus eu despre ea că e urâtă nemachiată, nu? Consider că putea să spună, da, am zis. Cine a vrut să înțeleagă, a înțeles, cine nu. Faptul că nu se recunoștea. Asta m-a deranjat. Și poate de grijă materiale, nu, și de grijă. Nu, tu de grijă. Lasă Oana că ne vedem. Am făcut. Uite, eu am marcă să fiu frumoasă, nu ca tine. S-a simțit puțin ofensată și a vrut să-mi dea peste nas cu calitățile ei fizice. Da, păi ai și pe mine mă apreciază, iubitul meu. I-am spus că e frumoasă maxim ironic, vă dați seama, nu? Dacă nu aș fi avut un cuplu în casă, în niciun caz nu m-ar fi atras o persoană precum Constantina. Hai, bă, tu taci, bă! Lasă gurița mea, așa a fost. Eu mă apreciază el. Îmi arăți două palmă de scobit. Păi, ești de bun. Păi, aveți. Aur, încetați! Păi ia, o iubește, Raimoș, pe mine mă iubești tu. Ce contează cum sunt eu? Pot să fiu și ciungă. Pe mine mă bucur foarte mult că acest maimuțoi obosit iubește o broscuță cu dinții strâmbi. Că dacă tu mă iubești sper așa... Sper că atunci să fi fost pe antena Play și să fi văzut toată lumea. Da, cred că pe tine. Și ce-ar fi fost așa rău față a, de cum mă jignește ea? Dacă a fost. Îi recunoaște, dragă, dacă recunoaște. A fost, ce-ar fi fost așa rău? Ești cea mai falsă. Dacă ești atât de frumoasă, de ce să-ți fie rușine? Păi mie nu mi-e, dar păi se pare că sunt importantă pentru tine. Nu se sunt, pare nu că ești. Noi am deschis subiectul, așa e. Da, iubita ta. Dar da, pot să fiu și ciungă dacă tu mai... Stai liniștit că nu mi-e frică de tine. Încetați cu amenințările. Nu te iau cu amenințările. Nu arăt că agăți ca auzi meu pe cer pe tine, din suflet. Încetați cu amenințările. Rai, mă, pot să fiu și ciungă dacă el mă iubește, ciungă, care e problema. Haide, vezi de treabă acolo. Dar nu ieși și tu acum afară. Vreau să fum și o țigară. Nu fiți proști, îți mai cred că sunt camere, vă garantez eu. Că o să-i aștept eu acum cu mașina. Că aude, că asta ia așteaptă, acum asta așteaptă, să ia mașina. Uite că în cauza asta nu o să ia, pentru că sunt niște materialiști, niște oameni fără scrupule. Nu sunt materialistă, nici o femeie fără scrupule, dar dacă mi se oferă, nu voi refuza. O să pice cu degetul în gură. Sperat. Da, vă dau un de-asta, vă dau și un de-asta, vă dau și Simone, dacă nu e și frică, să stea pe timpul și... N-auzi că ce cu tine vorbeam? Păi dacă mai ales, dacă vorbeam cu tine, trebuia să știi, da. Dar dacă ar da material cu discuția când spuneai tu mie, înseamnă că eu plec la nebun. Deci și eu la fel. Și cum mă machez? Păi nu te machez. Două zile. Acum o să vadă adevărata față. Ce tare a fost asta. Păi da, abia acum, deci nu s-a văzut până acum. Punctul meu de vedere, dacă trebuia să... să se ia de cineva sau să se supere, Andrei ar fi spus adevărata față. Jur, eu nu am zis nimic atunci. Păi nu, eu știu că tu n-ai zis nimic. Chiar n-am făcut referire la tine. Nu, dar ne-am zis lumea ce interpretează. Că eram acolo, am făcut mișto și ea a făcut mișto la asta și eu știu că ea a făcut mișto. Lasă să se referi lumea.